Ben istediğim olsun evim. Uşaklarımla birlikte olayım, kocamla birlikte olayım, mutlu olayım, sağlıkta. Hep bildiği gibi ben de yaşayayım. Am spus, vreau și eu, am vrut de la Dumnezeu o casă să am copiii mei, să fiu fericită cu bărbatul meu, cu copiii mei, să mă ajută Dumnezeu. E un fel de rugăciune. Da. Niciunul dintre ei nu are acte, nu se poate angaja, iar de câteva luni trăiesc pe stradă. S-au adăpostit o vreme într-un container folosit în construcții, dar odată cu răcirea vremii le e din ce în ce mai greu. În ultima vreme fac foc din vreascuri și dorm lângă el, în aer liber. Ghiulbiaz este însărcinată și visează la un adăpost deasupra capului și la o viață normală. Fata este de religie musulmană, dar singurul fel în care mai poate respecta tradiția este rugăciunea. Postul musulman nu-l mai poate ține din cauza sărăciei. Salteaua asta, pună ce-o fac? Bădea pe asta și aici, asupra aici, aici pe la fel. O plopă, o pernă, doar așa. Dorma s-a îmbrăcat. Vă încălziți unul în altul. Plapă, doamne, e groasă, mă dăm în brațe, ne încălzim. Cam greu, dar... Povestește-mi ce mâncați, ce faceți voi toată ziua și știu că ești însărcinată. Plecăm la gunoaie, adunăm bidoane. Are un container aici, are, lângă restaurant, mai aruncă carne, mâncare, pâine, de-astea. Plecăm în Carrefour, facem cumpărături din bonurile alea, vindem bidoane aici și încercăm și noi să trăim. În câte luni ești însărcinată și ce ți-ai dorit cel mai mult pentru copilul tău? O fericire, doamnă. Să are condiții, să are... Să nu stea pe drumuri, să are condiții să cum să vă spun... Să ducă o viață normală, da. Într-o locuință, da, să meargă la școală? Da, doamnă. La grădiniță, la școală. Crezi că o să poți să-i oferi toate lucrurile astea? Dumnezeu știe. Vine iarna, ce faceți? Nu știu, doamnă. Ne ajută și pe noi Dumnezeu. Am avut încredere în Dumnezeu. Și mereu nu ne-a lăsat Dumnezeu. Nu știu. Poate Dumnezeu ne întinde mâna de ajutor, nu știu. Nu știu să mai spun. Ce ți-ai dori, o fetiță sau un băiat? Doamne, acum, ce vrea Dumnezeu? Dacă îmi doresc un băiat, poate Dumnezeu îmi dă fată. Dacă îmi doresc fată, Dumnezeu îmi dă băiat. Ce vrea Dumnezeu, tot pe nostru este. Ce ți-ai dori cel mai mult pentru copilul tău? Și mai mult, doamnă, mi-aș dori să am o cameră. Să fiu și de rând cu toată lumea. Să fie copilul sănătos, dau la grădiniță una alta, că așa se face. Dar, nu știu, n-am nicio posibilitate. Ghiulbia Sali are doar 18 ani și este de baștină din comuna Cobadin, de lângă Megidia. Susține că provine dintr-o familie înstărită de turci, dar despărțirea părinților și apoi arestarea tatălui i-au aruncat viața în aer. În urmă cu aproape un an, l-a cunoscut pe Sorinel Șerban în casa unui văr. S-au îndrăgostit pe loc și au fugit către Buzău, locul de naștere al băiatului, fără a le păsa de diferența de vârstă. Tata mai din când în când s-a pus, cum să vă spun, la treabă. A făcut magazin, a făcut spălătorie cu Duran, cu jumate în jumate și... era mai bine la tata. Dar când a intrat în pușcărie tata, am plecat la mama. Mama, dacă a bătut joc de mine, acum vrea să mă ia, când fac 18 ani, vrea să mă ia în străinătate. Da, spune-mi, tu vorbești ușor stricat românește. De ce? Da. Ce naționalitate ai tu? Turc. Sunt turcoaică. Cum ai ajuns aici la Buzău? Aici, în Buzău, am ajuns cu soțul meu. Am cunoscut-o în Cobadin la mine în sat, la mama. Lucra la unchiul meu. Și am stat cu el 3 zile și am fugit.
Am muncit în Cobadin, la un unghi de-a ei. Am azugrăvit. Am dat gleta, am dat cu lavabil, în alta. Și un văr de-a ei mi-a făcut o cunoștință cu ea. Și am vrut cu ea o zi, o seară, jumătate de oră, a doua seară, a treia seară a plouat, a patra seară am plecat cu ea. N-am mai luat nici bani, nici nimic. Pe jos am plecat. Am mers toată noaptea până dimineață, până la 6 dimineața, am mers pe jos, pe câmp. Până am ajuns în orașul Megidia. Și de acolo am mers iar pe jos, într-un sat, eram nemâncați, morți de foame, de sete. Și mi-am luat numă cu căruța să ne ducă până la gară, în Dudești. Și ne-a ieșit un preot ăsta, un preot. N-am stat vorbit cu el, nu nimic, eram în căruță. Căruța mergea încet și preotul a spus: "Nu vă spunea să mergeți spre Buzău?" Mi-am spus: "Da, părinte." Mi-a spus: "Luați-o sacoșa asta." Mi-a dat o sacoșa, mi-a spus: "Da, prostii." Mi-a dat 200 de mii, numai de 5.000 de alea așa, înfășurate, și am plecat spre gară. Ghiulbiaz are doar 8 clase, dar își dorește ca micuțul pe care îl va aduce pe lume să învețe carte pentru a ajunge om mare. Sorinel se pricepe la construcții și se roagă pentru un loc de muncă pentru a-și întreține familia.